Deși anul a început prost din punct de vedere economic pentru România, cu două crize care s-au suprapus, criza combustibilului și cea a alimentelor, o alta se prefigurează la orizont. Președintele Colegiului Farmaciștilor din Bâlcea, Samuel Vâlcu, atenționează populația că am putea avea de-a face cu o criză a medicamentelor. Știți, de o bună perioadă de timp, noi trecem într-o perioadă dificilă din punct de vedere al aprovizionării cu medicamente. Există de cel puțin 2-3 ani de zile o criză a multor medicamente intrate pe piața românească, astfel încât ne confruntăm în fiecare zi cu o situație care de multe ori nu ne face plăcere, pentru că sunăm la depozite, sunăm la furnizorii noștri, la distribuitorii noștri și nu găsim de foarte multe ori medicamentele de care avem nevoie. Mai afectate de această lipsă de medicamente sunt persoanele care suferă de diabet sau au tulburări ale glandei tiroide. Am văzut de câteva zile că lipsește acest Clexane, un anticoagulant, care s-a folosit foarte, foarte mult în această pandemie și care se importă și care deocamdată zilele astea ne zbatem să-l găsim pentru anumite categorii de pacienți care au nevoie într-adevăr de tratamentul anticoagulant. Eutiroxul, cel folosit pentru a trata glanda tiroidă, a lipsit luni de zile din farmacii. Un alt medicament care a lipsit foarte mult a fost Sioforul. Sioforul, pentru diabet. Un antidiabetic esențial pentru... Bolnavii de diabet au fost loviți din plin de această criză. În opinia președintelui Colegiului Farmaciștilor, principala vină pentru această situație o poartă politicul, deoarece a gestionat prost în ultimii ani aprovizionarea țării cu medicamente. Totuși, Samuel Vâlcu este optimist, deoarece odată cu noul ministru al Sănătății, lucrurile s-au schimbat în bine. Mă bucur că la nivelul Ministerului Sănătății a venit un om care totuși cunoaște problematica, știe cu ce să mănâncă, pune oameni profesioniști care se ocupă de politica în domeniul medicamentului, s-a schimbat garda și la Agenția Națională a Medicamentului și acolo au venit o echipă de profesioniști, oameni din interior care știu ce să facă, cum să managerieze, cum să administreze treburile medicamentului, astfel încât ușor să intrăm într-o normalitate a pieței. Râmnicu Vâlcea se menține în topul județelor din punct de vedere al furnizării de medicamente. Mai mult, președintele Colegiului Farmaciștilor anunță că județul a stat bine la acest capitol, chiar și în perioada cea mai grea a pandemiei, când, conform spuselor sale, nu au existat niciun fel de reclamații.